Ioan mărturisea despre el și striga zicând: acesta era care, despre care am zis, cel ce vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era, și din plinătatea lui noi toți am luat har peste har. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 15 și 16. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dragi teologi și iubiți frați și surori, împreună rugători, dăm slavă bunului Dumnezeu pentru întâlnirea noastră duminicală, prilej de adâncă bucurie sufletească, și pentru faptul că astăzi Biserica ne pune înainte unul dintre cei mai puternici sfinți în fața lui Dumnezeu, una dintre cele mai intense figuri ale culturii profetice iudaice, pe Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul și botezătorul, profetul care are una dintre cele mai sfinte misiuni, așa cum el însuși spune, parafrazându-l pe profetul Isaia, este cel care pregătește calea Domnului. Una dintre cele mai adânci vocații ale culturii profetice este tocmai aceasta de a-i pregăti calea Domnului. Atunci când vorbim despre Sfântul Ioan Botezătorul, trebuie să înțelegem contextul în care acest mare profet vine în lume și care este misiunea pe care el și-o asumă, o misiune din care noi, de pildă, avem foarte multe lucruri de învățat. În primul rând, vorbim despre o stare de așteptare. Noi trebuie să-L așteptăm pe Dumnezeu în viața noastră. Asta pentru că, de cele mai multe ori, observăm că Dumnezeu nu vine atunci când Îl chemăm, că trebuie să fie o stare, un timp al lui Dumnezeu care să se identifice cu timpul nostru. Și această așteptare a lui Dumnezeu a fost în însăși legea veche, perioadă în care poporul stătea în întuneric, spune Isaia, și era în latura și în umbra morții. Însă Dumnezeu ne-a dat lumină. Aceasta este lumina care luminează întunericul. Hristos este, așa cum va spune Pavel, lumina lumii. Hristos este Cel care luminează în întuneric. Însă, înainte ca Iisus să vină în lumea aceasta, înainte ca El să împlinească întreaga artă profetică, a fost nevoie ca această venire a Lui la plinirea vremii să fie pregătită de acești bărbați ai credinței și femei drepte. Au existat proroci și prorocițe care n-au făcut altceva decât să-L vestească pe Iisus prin arta aceasta a culturii iudaice. De aceea, plinirea vremii și lumina neamurilor, așa cum prorocește profetul Simeon, ținându-L în brațe pe Iisus, acum eliberează-mă, eliberează-L pe robul tău, stăpâne, că a venit lumină spre plinirea credinței și slava poporului tău, Israel. Aceasta este, vedeți, împlinirea artei profetice. Ioan este atât de important încât el este plasat temporar între cele două legăminte, între cele două testamente. Este, dacă vreți, un pasaj dinspre Vechiul Testament, care, repet, sintetizează în interiorul său, cuprinde întreaga sevă profetică, și legământul cel nou, care nu face altceva decât să împlinească ceea ce vechea lege prorocește. Dar între cele două legăminte, între cele două testamente, primul și al doilea, noul și vechiul, este personajul acesta care le leagă prin faptul că el nu doar că îl vestește pe Iisus ca Mesia, ci și îl vede. Și aici intrăm într-o altă temă extrem de importantă a teologiei spirituale, anume tema vederii lui Dumnezeu.
Dacă înainte aveam această făgăduință a așteptării lui Dumnezeu, iată că la momentul pe care doar Dumnezeu îl hotărăște, El vine în lume și așa cum cântăm, preluat din cântarea psalmilor, Dumnezeu este Domnul, El se arată nouă și s-a arătat nouă. Ei bine, Ioan este cel care îl vede pe Mesia, pe cel care se lăsa cu greu așteptat, pentru că El este, dacă vreți, Iisus, o întrupare a legii. El însuși este legea. Poruncile, profeții, toată arta aceasta nu fac altceva decât să-L prezinte pe Cel care este. Vă readuc aminte episodul, pasajul în care Moise îl caută pe Dumnezeu și încearcă să-L vadă, nu-i vede fața, doar spatele lui Dumnezeu și, foarte important, îi spune că eu sunt cel ce sunt, eu sunt existența. Întreaga existență este condensată, dacă vreți, în această prezență a lui Dumnezeu. Deci, în cuvinte simple, nu putem să-L simțim pe Dumnezeu în viața noastră decât dacă trecem prin aceste etape ale culturii profetice. Repet, așteptarea, vederea și prezența. Sunt căi mistice, sunt popasuri asupra cărora ne oprim în viața noastră a credinței. E important să păstrăm legea. Legea, și spun asta pentru că suntem într-o biserică a unei instituții militare, unde legea trebuie să primeze. Legea nu înseamnă privațiune, așa cum mulți încearcă să predice astăzi, prin aceste idei ale progresismului, care ne îndeamnă spre revoltă. Nu! Legea, iubiți frați și surori, înseamnă împlinirea acestei vocații a libertății. În limba franceză, e un cuvânt foarte interesant, acesta de a interzice, e termenul entredire. Și unul dintre psihanaliștii, părinții psihanalizei moderne, e vorba despre psihanalistul Jacques Lacan, spune că Dumnezeu atunci când ne poruncește și ne interzice să facem anumite lucrări, de fapt ne comunică voia sa, nu printr-o dimensiune punitivă, ci de fapt suntem entredire, adică întreziceri. Dumnezeu când ne spune să nu ucizi, să-L iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, să nu fii desfrânat, să nu râvnești la bunul aproape lui tău și așa mai departe, toată legea veche, tot decalogul, de fapt, ne comunică printre ziceri, printre cuvintele pe care El ni le oferă nouă, El ne dă această informație care ne oferă viața veșnică. De aceea este foarte important să înțelegem mesajul Sfântului Ioan Botezătorul, care este un mesaj al căinței. Astăzi, deși e o zi de duminică, o zi de mare praznic, astăzi noi sărbătorim, celebrăm învierea. De aceea ne adunăm duminică de duminică în jurul potirului. Însă, pentru că Ioan a fost o întrupare a pocăinței care ni-l aduce în spate pe Dumnezeu, Biserica hotărăște ca să fie o zi de post. Și e important lucrul acesta să încercăm să postim printr-o sinteză. Mâncăm mai puțin, ne rugăm mai mult. Dacă nu facem lucrarea aceasta, evident că nu postim. Ținem doar o dietă alimentară care e bună pentru trup. Însă nu ne oferă această stare de eliberare pe care ne-o propune Biserica. Și în sensul acesta, Sfântul Ioan Botezătorul este un prototip. La fel, sinteză, punte între spiritualitate și materialitate. Vă readuc aminte faptul că în lumea antică, în lumea filozofiilor greco-latine și chiar extrem-orientală, între spirit și materie era o fisură, o fractură. Spiritul n-avea nimic de a face cu materia. Însăși întruparea lui Iisus nu face altceva decât să ne lege latura spirituală de latura trupească. Iisus a nobilat umanitatea prin faptul că s-a îmbrăcat în carne și sânge omenesc. Ori Ioan Botezătorul, cel care îi pregătește calea venirii acestui copil în lume, prin mesajul acesta al pocăinței, este el însuși un promotor al acestei sinteze între spiritualitate și materialitate. Dumnezeu nu poate să vină decât dacă ne reconfigurăm traseul mental.
Dumnezeu nu poate să vină în lumea aceasta și să fie perceput de către noi decât dacă noi renunțăm la sistemul nostru de gândire și îl asumăm pe El în viața noastră prin taina aceasta, prin misterul acesta al pocăinței. De aceea există nevoia unui botez. Și trecem la cea de-a doua etapă a prăznuirii Sfântului Ioan. Dacă în prima am vorbit despre proroc, prorocie, de arta de a profeți, acum vorbim despre faptul că El este Cel care L-a botezat pe Iisus. Botezul lui Ioan, e foarte important să facem această distinție, nu este identic cu botezul lui Iisus. Botezul lui Iisus este un botez care pleacă din legea veche a botezului lui Ioan, însă care ne aduce în noi o identitate nouă în Hristos, pe de-o parte, și pe de-altă parte deschide cerul și se coboară Duhul Sfânt. De aceea El spune că Eu vă botez cu apă și cu foc, cu apă și cu Duh. Botezul credinței, botezul creștin în numele Lui Hristos se realizează în această paradigmă a unei asumări totale, pe când botezul lui Ioan este un botez al pocăinței, al asumării. Spovedania este supranumită în biserica noastră ca un al doilea botez, tocmai pentru că ea ne reactualizează legământul pe care îl facem când suntem mici sau prin nașii noștri la botez, că îi suntem aparținători lui Hristos. Cât în Hristos ne-am botezat, zice Pavel în Epistola către Galateni, în Hristos ne-am și îmbrăcat. De aceea, El este darul care se dă dreptului, care vindecă de această urâciune a pustiirii. Dacă vreți, păcatul poate să fie asimilat prin ceea ce Umberto Eco spunea, o estetică a urâtului. Astăzi, păcatul, împotriva legii, împotriva firii, ne fascinează prin urâțenia sa. Însă, dreptul este cel care are misiunea de a converti lumea. El, Ioan Botezătorul, spunea, nu sunt altceva decât glasul celui ce strigă unde? În pustie. De cele mai multe ori, drepții astăzi nu fac altceva decât să vorbească la pereți sau să strige în pustie, pentru că lumea nu mai ascultă. Am pierdut în biserica noastră această vocație a profeției, a prorocilor, a profetismului. Lipsesc astăzi și avem mare nevoie de acești oameni de foc ai credinței, de aceste modele ale spiritualității care să ne insufle prin trăirea lor. Astăzi vorbim foarte ușor din cărți, însă vorba de Duh, care este o vorbă simplă, penetrează prin sensul ei. De aceea trebuie să devenim următori acestor sfinți, precum este Ioan Botezătorul, care devine, dacă vreți, un fel de specialist în arma mântuirii. În armată se face o specializare pe arme. Ei bine, noi credincioși avem această armă a dreptății, care este adevărul, Evanghelia, crucea. Nu sunt altceva decât specializări, dacă vreți, în arma pe care noi o avem pentru a ne lupta cu forțele întunericului. Sfântul Ioan Botezătorul este, așa cum Iisus însuși spune, prieten al mirelui. Vocația zilei de astăzi, în care ne aducem aminte de moartea lui martirică, este o invitație cum noi trebuie să devenim prieteni ai mirelui ceresc. Și cum să devenim noi Ioan Botezătorul? E o întrebare foarte importantă care aș vrea să vă rămână în subsolul conștiinței. Să devenim și noi sfinți. Odată a fost întrebat Sfântul Sofronie Saharov de către un părinte, cum arată un sfânt? Și el a spus, mă uit în icoană. Zice, da, dar un sfânt viu. Și spune, nu știu, n-am văzut oameni sfinți. Și îl trimite printr-o teorie psihanalitică la teoria oglinzii. Și spune, uită-te în oglindă. Ce vezi acolo? Ce să văd? Un om păcătos. Văd ceva care nu-mi place. Și spune el, da, dar acela este un sfânt în devenire. Este un șantier în lucru. Noi, prin viața noastră, a credinței noastre, nu suntem decât șantiere în lucru. Și lucrăm la mântuirea noastră. Cum lucrăm? Încercând să facem ceea ce cultura creștină latină spune, imitatio Christi, să-L imităm pe Hristos. Cum să-L imităm? Unii dintre teologii mai puritani critică, spunând că noi nu-L putem imita pe Hristos.
E departe de a fi, adevărată fraza aceasta. Însă noi îl imităm cum? Prin urmarea lui Hristos. Încercăm să devenim mici dumnezei, nu după ființă, ci după har. Și metoda e simplă. Ce ar face Iisus în momentul acesta de criză al vieții mele? În momentul de anxietate, în momentul de vertij, când simțim că totul se învârte cu noi. E o întrebare pe care aș vrea să o folosim din ce în ce mai mult. Ce ar face Dumnezeu acum? Ce ar face Ioan Botezătorul? Ce ar face Maica Domnului în situația concretă a vieții mele? În contextul în care sfinții sunt figuri extrem de discrete. Ioan Botezătorul era un al doilea Ilie, de aceea Iisus spune, și literatura apocaliptică e foarte fertilă în sensul acesta, că Ilie a și venit. Nu e vorba despre reîncarnare acolo, cum unii ar tinde să creadă, ci despre faptul că Duhul lui Ilie este prezent în acest profet care striga împotriva dezordinii, care a ajuns să critique inclusiv puterea regalității corupte a Israelului din vremea sa, fapt care i-a adus sfârșitul, pentru că critica relația incestoasă dintre Irod și Irodiada, cumnata sa. Alcoolul, petrecerea, faptul că el, că Irod braviază în fața supușilor săi, fiind sedus printr-un dans erotic, spunându-i acestei dansatoare, faptul că îi dă până la jumătate din împărăție, pentru ce? Pentru un păcat? Se intră în ecuația aceasta aproape demnă de un film de groază în care îi este cerut capul lui Ioan Botezătorul. De ce? Pentru că glasul celui care strigă în pustie este un glas care te asurzește. Conștiința, vedeți, supranumită și vocea lui Dumnezeu din inima noastră, din mintea noastră, este, dacă vreți, acest reflex al faptului că noi încă ne putem întoarce către Dumnezeu. Dar atunci când asurzim conștiința noastră, evident că ne îndepărtăm de chemarea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne cheamă să fim ca în lumina Lui. Inima de piatră a păcatelor să fie transformată, așa cum frumos spune profetul Isaia, într-o inimă de carne. Vreau inima ta, spune Dumnezeu. Ori sfinții nu fac altceva decât să ne arate metoda. Ei sunt oameni păcătoși care ne arată că da, se poate, da, este posibil. Și ce face Ioan Botezătorul? Dă mărturie, dă mărturie. El știa de faptul că va muri, avea această presimțire, dar moartea lui, vedeți, devine un prilej de martiria, de mărturie, devine o moarte mărturisitoare. În mediile academice astăzi se vorbește, datorită ideologiei progresiste, despre martiriu. Și din păcate, martiriul este asociat, la nivel cultural, cu fanatismul religios, cu pericolul acesta care, vedeți, vine, îl vedem acum foarte prezent în situația fierbinte a Afganistanului, în care incapacitatea lobby-ului politic și lipsa de raționalitate clară au dus într-o criză afundată de mai bine de două decenii. Și unde se va ajunge, spun specialiștii, la o situație, la o criză umanitară fără precedent. E important să-i purtăm în rugăciuni pe cei care sunt încă acolo. Pentru creștini în Orientul Mijlociu situația e una delicată. În Afganistan sunt foarte puțini, majoritatea au reușit să plece, însă mai sunt acolo oameni care, pentru Hristos, în fiecare clipă a vieții lor, își pun viața în pericol. Pentru noi astăzi lucrurile acestea pot părea așa, demne de un film SF, însă pentru oamenii aceia e o realitate că a-L mărturisi pe Hristos este un pericol pentru viața lor. Nouă astăzi nu ne cere nimeni să ne dăm viața la nivelul acesta, în fața unui revolver sau în fața spânzurătorii. Însă e un argument că oamenii mor și curge sânge pentru credință prin faptul că ei îl mărturisesc. Ioan este, dacă vreți, un profil al mărturisitorului. Și ce face Dumnezeu cu mărturisitorii săi? Îi înalță, îi ridică. El, cel mai mare om, bărbat născut din femeie, ajunge să fie unde? Ridicat la cea mai înaltă stare a credinței și a rugăciunii stăruitoare. Icoana, scena de Isis, de Ipara, îl prezintă pe Iisus în ipostaza lui de drept judecător,
pe Maica Domnului, asemeni poziționării sale de lângă cruce, lipită de crucea lui, care acum se transformă într-un tron al hetimasiei, adică al prezenței statice a lui Dumnezeu, și Ioan Botezătorul, care vine și mijlocește pentru neamul omenesc. Sunt ipostaze ale rugăciunii neîncetate care este înălțată pentru umanitate. De aceea, această mărturie a credinței, care se sfârșește prin sânge, devine un argument care hidratează însăși esența bisericii. Sfântul Iustin Martirul spune că sângele martirilor este cel care hidratează fibra bisericii. De aceea, ospățul acela al lui Irod, care îl va omorî, îl va ucide prin decapitare pe Ioan Botezătorul, este, de fapt, gândul pe care noi trebuie să-l avem, că iminența morții ne paște pe fiecare dintre noi și că moartea noastră trebuie să fie un proces al pregătirii și al conștiinței. Să dea Bunul Dumnezeu ca Sfântul Ioan Botezătorul, pe care îl prăznuim astăzi, care este în vecinătatea tronului ceresc, să lucreze în lumea aceasta unde, poate mai mult ca oricând în istorie, avem nevoie de dreptate și de speranță. Sunt două lucrări ale Duhului Sfânt care fac atât de mult bine și care ne dau putere să mergem mai departe. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.